Tocmai am obținut aprobarea Comitetului Tehnico-Economic Interministerial pentru indicatorii de referință și acum trecem la faza următoare. Deci sunt în grafic, dar în paralel știți că noi am debutat în ianuarie un program de ameliorarea condițiilor care a însemnat și lucrări fizice în fiecare penitenciar de ameliorarea condițiilor de detenție și în același timp un program de redistribuire a deținuților din penitenciare care au avut o supraaglomerare către altele cu aglomerare mai mică. Din păcate, acel proiect a trebuit oprit pe durata stării de urgență, respectiv pe starea de alertă, pentru că ne-am confruntat cu o altă provocare, respectiv să protejăm deținuții și angajații de pandemie. Ori transferul lor dintr-un penitenciar în altul mărea exponențial riscul de a circula virusul în eventualitatea că el penetra în unitățile de penitenciar. Și atunci am pus puțin în paranteză acest proiect, acest obiectiv. Prioritar a devenit protecția sănătății deținuților și a angajaților ANP. Și vreau să vă spun că la acest capitol, nu știu, n-am cercetat, dar aș fi tare curios să văd dacă chiar în Europa există un alt sistem penitenciar care să aibă zero deținuți contaminați după, nu știu, aproape un an de pandemie. Sunt 8-9 luni de când a debutat această pandemie. E adevărat, îmi place să fiu foarte riguros. Erau zero până acum 2 zile. Sunt 2 deținuți care au fost confirmați. Într-o primă fază se refac testele. Dar oricum performanța e remarcabilă și eu am ținut să felicit conducerea administrației și angajații, membrii de sindicat, dar și pe deținuți care au înțeles să abdice de la o serie de facilități și să elimine o serie de riscuri de expunere în prima fază a pandemiei, prin reprogramarea unor vizite, înlocuirea lor cu alte programe pe care le-am oferit în penitenciare de recreere, și după ce am ieșit din starea de urgență, practicarea pe scară largă a vizitelor prin intermediul unui panou despărțitor. Deci s-a cooperat acolo, apropo de cooperare, unde există cooperare, există imediat rezultat. N-am neglijat însă povestea cu CEDO. Noi am trecut prin guvernul memorandum care prevedea întărirea direcției de probațiune cu 600 de poziții. Deja au fost angajați o serie dintre ei în luna ianuarie. Și discut la ora aceasta cu domnul prim-ministru să vedem cum putem face ca să continuăm acest program. Și mai am în pregătire o soluție împreună cu administrația care ne-ar putea ajuta să reducem gradul de ocupare, dar nu vreau să vorbesc azi despre ea, nu pentru că aș fi superstițios, dar încă nu suntem departe de a o fi realizat, sunt însă premise bune. Dar sper cât de curând să vă prezentăm astfel încât în decembrie, când se evaluează din nou această problematică la Strasbourg, la Comitetul de Miniștri Informat Drepturile Omului, România se poate spune că și-a îndeplinit angajamentele luate atunci, în decembrie anul trecut, când am evitat în extremis o rezoluție de condamnare a noastră pentru aceste condiții din penitenciare. Oricum, gradul de ocupare a fost redus, să știți. În condițiile în care numărul deținuților a crescut cu câteva sute. Deci de la preluarea mandatului am preluat undeva la 20.500 de deținuți. În prezent avem în jur de 21.100, aproximativ, 21.089. Deci a crescut numărul de deținuți și cu toate acestea am reușit, administrația a reușit, a penitenciarilor, să reducă gradul de ocupare prin aceste redistribuiri. Nu e simplu, dar o să scoatem la capăt și acolo.